Cineva spunea, harul irezistibil nu distruge voința, ci o eliberează. Deci voința mea se află înlănțuită. Da? Voința mea este înlănțuită de păcat, este înlănțuită de diavol. Ce face când vine harul lui Dumnezeu peste voința mea? Ce face? O obligă, o forțează? Nu? Ci rupe lanțurile aceia și o îndreaptă în altă direcție. Da? Dacă ea a fost într-o direcție, o îndreaptă în altă direcție. Fără să distrugă voința. Dumnezeu nu ne distruge voința prin harul irezistibil, ci o recrează sau o eliberează. Dacă noi avem voința de a face răul, Dumnezeu prin harul irezistibil ne dă voința de a face binele. Dacă noi avem voința de a-L sluji pe Satan, Dumnezeu prin harul irezistibil ne dă voința de a-L sluji pe Hristos. Dacă noi avem voința de a merge spre rău, spre păcat, spre pofte, spre lume, spre diavolul, în harul irezistibil Dumnezeu ne dă voința și înfăptuirea de a-L dori pe Hristos, de a veni la Hristos, de a-L iubi pe Hristos. Da? Ne redirecționează voința, ne recreează voința, ne eliberează voința.